Am găsit aici la un nou episod din acest Green Mode cu Barcelona. Suntem în perioada de iarnă de transferuri, unde nu știu cât de multe transferuri voi face, dar echipa mea este destul de obosită, plin de cartonașe roșii, din câte se și bine vede. Ce să-i faci? Am luptat, putem spune la propriu că am luptat pentru locul unde suntem noi în momentul actual, adică pe primul loc, bro. Chiar dacă am riscat multe cartonașe roșii. Nu-i stres, oricum am tot continuat să le evoluez și pe Fabra Amores, acest regen, care nu-i tocmai un regen de la șmecher, știi, deci nu-i de la care ți evoluează până la 90 și ceva, dar totuși evoluează destul de bine. Uite, a crescut valoarea cu 84%, am cam 24 milioane, eu zic că 30 de milioane obții pe el foarte ușor, ai luat 4 puncte în overall, deci, ei, e bine. Super, am trecut mai departe și în Champions League și ce surpriză, nu? Și ce surpriză aș putea zice eu este că sunt într-o, cum să zic eu, într-un moment de asta în care nu știu ce transferuri să fac. Și asta nu mi s-a mai întâmplat până acum, adică chiar așa să stau și să zic, bă, ce dracu să mai fac aici la echipă, că este atât de perfect echipa asta, că nu mai am ce să-i fac, știi? Mijlocaș am, apărători am, tot, încă unii mai comentează, știi cum e jocul ăsta, că bă, boss, de ce nu mă joci, Leao, tot comentează că nu joc, bă, mâna, l-avem pe Firmino, l-avem pe Messi, l-avem pe Dembele, l-avem pe Griezmann, bă, Leao, înțelege și tu, mă, că ești... Totuși ești privilegiat, să zic așa, că ești și pe banca de rezerve. Deci, bă, ești și el un plus, bă, nebunule, ești pe banca de rezerve. Ei, trebuie să înțelegi această chestie, dar ce dracu se tot accentează jucătorii, mă. Ia, mă, Langlet, rupt. Și el, mă. Și Christensen, am și Langlet, tăi, vă rupeți. Poate să iau cea apărător de rezervă. Manul, asta cum te scurci, frățicule? A, tu încă ești ok, tu încă ești ok. Nu știu ce tot timpul am așa ca o, să nu se zic senzație, ca un feeling că de parcă ar fi ceva în regulă cu el, dar de fapt nu-i. Dar stai un pic, Hernandez, da, asta poate să joace ca și CB. A, la ai, frații Hernandez, ia uite aici. Dar și asta, mă, ce bine e luat ăsta Teo Hernandez, ia uite, apărare, short passing, tot ce trebuie. Și viteză, este, are o viteză foarte bună. Păi, îți bune ăștia doi, îți bune ăștia doi, foarte bine și evoluat, n-ai ce. Bun, eu zic că pentru prima oară de când fac FIFA, mă rog, videouri FIFA, lăsăm să treacă o perioadă de transferuri și respectiv perioada de iarnă, fără să fac absolut niciun transfer. Mi se pare degeaba, știi, să zic că e un jucător liber de contract și nu știu ce, dacă eu clar nu mai fac un alt sezon, știi? Nu mă așa ce să transfer jucătorul și cât de cât să fie așa un om pe copertă, știi, când fac agențiile astea de presă, știi, Digisport și Sport.ro, știi? Măcar să pună ceapă copertă să vândă revista. Pentru mine zic că este un șoc destul de mare că nu fac niciun transfer. Eu zic că este un șoc destul de mare și lăsăm așa în pace. Asta e astăzi de mine, Nainggolan, ofertă de la Dortmund. Bă, dacă îmi dați 15 milioane, vi-l dau, că e la 33 de ani, a avut 82 overall când am început acest campionat și deja are 80, deci foarte, foarte tare în volează, mu, e așa declinul ăla mare. Și 15 milioane, da, și ei au fost de acord. Poate cine știe și el cumpără pe Nainggolan cum l-am luat eu. Am avut nevoie de un mijlocaș acolo, hăp, jumătate de sezon, un sezon, știi, cât de cât să mă ajute și să, na, să țin acolo echipa. Și a fost un transfer bun, mai știți, pe gol la debut și așa mai departe. Deci chiar a fost un transfer bun, nu-mi pare rău că l-am luat pe Nainggolan. Dar acum, dacă reușim să-l vindem, ei, ce să-i și faci? Măcar poate acolo să mai joace un picuț, decât să tot îl ținem la noi și să nu joace. Vedeți, am mă gândesc și la jucător, așa să fiu mai de treabă. Și da, l-am văzut pe Nainggolan și l-am văzut la echipa care îmi place în Germania, Dortmund. Deci, hei, e win-win. Câștigă jucătorul, câștig eu, câștigă și echipa. Perfect. Ia să vedem ce transfer s-a mai întâmplat pe aici. Nainggolan, desigur, noi l-am vândut. Aici au luat ăștia tot felul de jucători liberi. Și ăsta, și ăsta. Ia uite, Trap. Trap portarul. Oh, vine la o nouă promovată. Liber de contract, de ce tare. Așa, vine jos, așa, plictisitor, Traore, Mina, bla bla, mest,
vedeți, am vrea să zic ceva, dar cei de la Real Madrid au făcut puțină curățenie, l-au dat pe Boateng, l-au dat pe Rugani și pe Morata, 59 de milioane, mă rog, 60 cu totul, și l-au cumpărat pe Akanji, acel apărător care l-am mai luat și eu, e foarte bun, 73 de milioane pe el în locul lui Rugani sau respectiv Boateng Rugani, nu știu exact. Interesant. Rest, ce s-a mai întâmplat pe aici, așa, bine, bla bla. Kevin Volland, nu-i rău. Tutino, așa, Plea, bla bla, Tau, bla bla. Atletico, iarăși nimic. Asta e a doua oră când în perioada asta de transfer nu se întâmplă ceva fain. Adică și în perioada de vară, bine, cât am făcut eu transferurile, știi? Dar dacă nu eram eu cu transferurile astea de marcă, gen Neymar și... Pui mei că a venit atunci Pogba, știi, gratis, și Firmino, era plictiseal, nu știu, Real Madrid, amu, ce și-a luat pe acela Kanji, dar în rest e cam străcie pe la noi. Bun, hai să vedem, nu este oare un match ceva de Champions League, așa, ar trebui să fie ceva meciul de-astea de Champions League să jucăm. Ia, asta să vedem pe calendar dacă ne uităm. Chelsea. Da. Hai. Meci cu Chelsea, meci greu, trebuie să-l jucăm. Și este așa începutul drumului nostru în Champions League. Deci, Chelsea, hai să vedem totuși ce s-a mai întâmplat prin grupe, nu? Group stage, ala e, taică. Bun. Wow, AC Milan de pe primul loc, super, AC Milan trece de pe primul loc din grupe, deci înseamnă că să aibă un drum mai ușor, Bayern de pe locul 2 și Olympique Lyon pe ultimul loc, wow, nu mă rog, la egalitate de puncte cu Anderlecht, surprinzător. Grupa B este fix ceea ce am zis eu, Real Madrid-Chelsea și respectiv noi ne vom distra cu Chelsea. În grupa C, Manchester United-Paris, da, la fel am zis. În grupa D, Leipzig de pe primul loc și pe aceea Atletico, da, și Porto, ați văzut acolo, Porto cu 10 puncte, deci și Porto s-a luptat acolo, într-adevăr. Grupa E este Juventus, PSV și nu Leverkusen, PSV, da, mă ziceam că e o luptă între cele trei, PSV, Leverkusen și Beşiktaş, dacă le țin corect, și a reușit PSV, bravo PSV. În cealaltă parte, grupa F, avem aici Liverpool și Sevilla. Noi intrat Inter. Bun, mă bucur să văd asta. Bravo Sevilla. Grupa G, Manchester City și Dortmund. Iarăși am zis că asta e cea mai ușoară grupă. Și grupa noastră, Barcelona și Tottenham. Trecem mai departe, lați acolo aproape la un punct cu Tottenham. Dar rest, așa, surprize n-am avut în Champions League, să zic așa, doar poate Milanul că a reușit pe primul loc, să zic, asta s-ar fi surpriza. Hai că jucăm cu l'anglais, pune pe ăsta acolo, ok. Hai să vedem, meci cu Chelsea și să vedem dacă reușim să jucăm bine de tot. Atunci poate meciul următorul putem simula, nu știu, vedem. Să vedem ce scor, să văd cum joacă Chelsea, să văd ce echipă are Chelsea. Că doar eu am venit la Barcelona de la Chelsea, nu? Da, parcă. Da, numai că de atunci precis că mai fi vândut ei jucători. Nu au mai lăsat echipa aia perfectă. Știu că pe Suarez l-a dat la Paris Saint-Germain. Nu știu de ce nu l-a păstrat, că gen, bă, bro, e Suarez. Adică, na, anii ca anii, dar e Suarez. Gen, a jucat bine la Chelsea. Mă rog, pentru noi când eram la Chelsea. Și, na, măcar l-au păstrat pe Eden Hazard. Deci ăsta un plus pentru ei. Am văzut acolo pe Lautaro Martinez, cred că Lautaro Martinez, da, acolo e Martinez. Andre Silva e cea nou, îl joacă pe Mount, ăla e, cred că, cea tânăr. Ok, interesant până acum idei, ce este trans, ce azi mai, oh, De Jong, ah, nu, că și eu l-am avut pe De Jong. Opa, hai Mbappé, da, mă! Deschidem scorul aici cu Mbappé, puțin stres la câteva secunde acolo, n-am știut dacă reușește să ajungă Mbappé la minge, dar au reușit. Și ia câtă, deschidem scorul aici cu Chelsea, gol Mbappé dintr-o pasă excepțională, dar uite aici sprintul Mbappé, trebuie să lăudăm sprintul lui Mbappé care a făcut totul și l-am înfrânt aici pe Courtois. Care n-ai ce-i face, bro, dacă n-ai antrenor bun, adică eu, degeaba ai jucător de calitate dacă n-ai antrenor de calitate.
Asta ar putea o spune și Gigi Becali. Așa e Gigi Becali? Oh, Doamne. Pa. Opa. Stai așa, stai așa. Mbappé. Ia uite, ce nebunie e Mbappé acolo. Recuperează el mingea. Păi cum? Cancelo. Stai așa, Griezmann. Am dat trubol. Trebuia să dau cu pasă simplă, nu cu trubol. Dar mă rog, mai se fac greșeli de astea, nu-i stres. Măcar un... aș vrea un 3-0, știi? Un 3-0 ar fi super mișto să scoatem din acest meci. Este și în deplasare, deci nu știu ce să zic, rămâne de văzut. Acum Chelsea aici, Chelsea atacă, dar Milinkovic Savic acolo l-a prins mingea în față. Nu știu cine e ăla cu plete, ceva râbă, cred eu că, poate cea Regen sau cea, nu știu. Nu l-am mai văzut sau auzit de el, deci presupun că o fi cea Regen. Interesant ce plete are nebunul și că e cea rocker. Dar, ia stai un pic, aici Chelsea, văd că au un joc foarte bun de pase. Opa, wow, hai Ter Stegen, bun. Bă, dar ați văzut ce bine, na, pe așa pase scurte, un tiki-taka. Bă, Chelsea, mă, se pare că a mai rămas ceva așa în istorie de la ce v-am învățat eu să jucați. Foarte frumos acel joc de pase, dar împotriva mea jocul de pase nu e tare bun. Trebuie să faci așa niște scheme, știi cum zic, e așa, pac, e un stop, Mbappé, shoot și Courtois, na, că e înalt, reușește să prindă mingea, dar cu greu. Ăla-i, deschidem cea de-a doua repriză cu un gol de către inegalabilul Mbappé. Revedem din nou aici această fază, foarte bine am centrat-o și aici Mbappé, ia uite ce perfect execuția cu capul. Două goluri Mbappé în acest meci de Champions League, minutul 4 și minutul 48. Am putea spune așa la kick-off, glitch. Ambele goluri înscrise așa la începutul reprizelor de către același jucător excepțional numit Mbappé. 2-0, bă, nu-i rău, hai încă un gol și noi să nu primim niciunul, stai așa un picuț. Deci trebuie să avem mare grijă. Opa, hai Ter Stegen, zic că ăla-i ter, terierule. Și a Griezmann nu-i rău, hai, da, am vrut să dau un true ball, știi, și apoi ce-a fi a fi, știi, să meargă mingea tot așa în față, înaintea jucătorilor, dar a fost acolo interceptat sau ceva. Deci, să vedem, aici nu era pasa către Milinkovic-Savic. Neymar, du-te, frate, puteai da gol, mă, din foarfecă, ia-l-ai. Nici n-a atins, doaba, a atins ca altfel. Ai mă, Neymar, mă, putea face un gol așa fain aici, adică așa din foarfecă. Niciun jucător pe el, știi, să-i țină pressing sau ceva. Pff, forță. Ăla-i, bun, 3-0, exact cum am zis. Puțin mi-a fost frică de offside, dar n-avea de ce să-mi fie frică. Griezmann aici, gol foarte... N-ai ce, n-ai ce comenta. Cred că asist Mbappé. Este asist de către Mbappé la golul lui Griezmann. Și totodată, hai să facem și o schimbare de asta mai șmecheră. Dacă Mbappé e on fire, lăsăm acolo, atunci îl mai păstrăm. Îl scoatem așa și îl băgăm pe Messi. Așa, 3-0. Hai să vedem, poate Messi este omul care va face un 4-0. Apoi cu 4-0, hăb, că simulez următorul meci. Dacă se ajunge la 4-0. Ia să vedem, De Jong. Ce joc de pase aici, Chilwell, ia-l-ai, mă, pe Chilwell. Hai, Ter Stegen. Ce se mai, fără stres cu băiatul ăsta în poartă. Dar, oricum, ce demonstrație de forță de către Barcelona împotriva celor de la Chelsea. Acum, cred că la cei de la Chelsea, știi, le pare rău că am plecat de la echipă, că, știi cum zic, n-ai ce, bro, n-ai ce. Ultimele minute aici, din păcate, n-am mai avut așa ocazii sau șanse să încerc cu Messi să dau gol, dar, na, ce se face, este fix scorul care mi l-am propus aici înainte de a veni la acest meci, știi, să câștigăm cu 3-0 și vedeți că asta s-a și întâmplat, ceea ce este perfect.
Bun, deci o victorie decisivă aici în deplasare la Chelsea. Mai mult ca sigur trece mai departe, n-au nicio șansă, să zic așa. Să vedem după aia ce opune ne va veni după Chelsea, știi cum zic? Dar asta vom vedea de-abia data viitoare. Nu uitați să dați click pe acel buton de like, vă mulțumesc foarte mult și, ce zic, numai bine, pa, pa!